Deputații vor putea fi urmăriți penal fără acordul Parlamentului potrivit unei modificări propuse la Constituția Republicii Moldova. Urmărirea penală a unui deputat va fi posibilă fără acordul legislativului. Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru modificarea articolului 70 din Legea Supremă. Potrivit proiectului de lege, aplicarea procedurii sus menționate se va face doar în cazul în care parlamentarul este surprins în momentul comiterii unei infracțiuni pentru care legea prevede reținerea obligatorie în flagrant special. Ministrul Justiției Vladimir Cebotare a spus că proiectul a fost coordonat cu toate ministerele și consultat public, fiind plasat pe site-ul Ministerului Justiției la rubrica Transparența decizională. Expertiza anticorupție a stabilit că documentul nu atestă incompatibilități cu standardele internaționale în domeniu. Documentul va fi înaintat Curții Constituționale pentru avizare și ulterior prezentat Parlamentului spre examinare. Sistemul bancar este în siguranță, iar oamenii nu trebuie să-și facă griji în această privință. Instituțiile de supraveghere nu vor mai permite fraude de miliarde. Asigurările vin de la mai mari țări, convocați de președintele Nicolae Timofti la ședința Consiliului Suprem de Securitate. Subiectul de bază a fost situația din sistemul financiar bancar și măsurile de consolidare ale acestuia. De siguranța sistemului bancar este convins și guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. Pentru a elimina eventuale riscuri și vulnerabilități, acționarii din sistemul bancar trebuie să fie cunoscuți de toată lumea. Măsurile pentru consolidarea sistemului bancar nu se opresc aici. Pe masa deputaților se află deja două proiecte de lege care vizează întărirea pârghiilor BNM și a CNFP. Între timp, investigația în cazul furtului miliardului pe care o face compania americană Kroll este în plin proces. Guvernatorul Băncii Centrale refuză însă să ofere detalii, invocând confidențialitatea anchetei. Puțin mai deschis a fost premierul Pavel Filip. În cea de-a faza investigației, experții americani urmează să identifice beneficiarii banilor furați din bănci și să elaboreze o strategie de recuperare a sumelor pierdute. Conform datelor de supraveghere epidemiologică și monitorizare a gripei, săptămâna trecută a fost înregistrată o reducere a îmbolnăvirilor prin infecții acute ale căilor respiratorii, ceea ce ar putea reduce din necesitatea de a decreta stare de epidemie de gripă. Astfel, în săptămâna nominalizată au fost înregistrate 171 de cazuri de gripă sezonieră clinică și 5 cazuri de deces în municipiul Bălți, Raioanele Ceadăr Lunga, Nisporeni, Hâncești și Glodeni. Toate persoanele decedate nu au fost vaccinate împotriva gripei sezoniere. În total, în sezonul epidemic 2015-2016, până la data de 22 februarie 2016, în țară au fost înregistrate 667 de cazuri de gripă sezonieră și 11 cazuri de deces. Pentru profilaxia și evitarea complicațiilor grave ale gripei, adresați-vă la medic. Simptomele caracteristice acestei infecții sunt febră 38-40 de grade, cefalee, frisoane, dureri musculare, astenie fizică, tuse frecventă, răgușeală până la afonie și grețuri. Instituțiile medico-sanitare acordă asistență medicală bolnavilor cu gripă, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și infecții respiratorii acute severe prioritar la domiciliu. Bolnavii cu evoluție severă sunt spitalizați pentru tratament și îngrijiri. Locuitorii capitalei trăiesc mai bine decât anul trecut, cel puțin asta arată un studiu realizat de o companie internațională. Dacă în 2015 Chișinăul era situat pe poziția 126 în topul privind calitatea vieții, anul acesta a urcat 12 poziții. Astfel, Chișinăul ocupă locul 114 din 143 de orașe incluse în clasament. Cele mai bune rezultate le-am obținut la capitolul climă, nivel de poluare și sistem de sănătate. Mai mult, capitala noastră întrece metropole ca Moscova, Kiev sau Sankt Petersburg. Totuși, rămânem cu câteva poziții mai jos decât București, Minsk sau Tbilisi. Și în acest an, capitala Australiei este lideră în clasament. Pe locul 2 în top se situează Adelaide, un alt oraș al Australiei, considerat centrul economic al țării, iar pe 3 este poziționat Zurich din Elveția, oraș cu cele mai multe locuri de muncă. Cel mai prost la capitolul calitatea vieții stau Manila, Dhaka și un oraș din Vietnam. Toate sunt la coada clasamentului. Topul a fost realizat în baza mai multor criterii, cum ar fi gradul de poluare, siguranța oamenilor, puterea de cumpărare, rata criminalității și sistemul de sănătate. Veste bună pentru persoanele care suferă de diabet. Din luna martie, acestea își vor putea lua insulina din centrele de sănătate raionale. Până acum, bolnavii erau nevoiți să vină în Chișinău pentru aprovizionare. Atât pacienții care suferă de diabet zaharat, cât și cei care au diabet insipid vor avea acces direct la insuline și vasopresină. Ministerul Sănătății a decis să ușureze deplasarea acestora. Asta pentru că, până acum, ei trebuiau să vină la Spitalul Clinic Republican. Din martie, diabeticii vor trebui să se adreseze mai întâi medicului de familie. După ce Comisia Teritorială va aproba
decizia, se va elibera rețeta. Excepție vor face doar pacienții diagnosticați în stadiu începător. Inițial, aceștia vor face o consultație la comisia din cadrul Spitalului Clinic Republican, unde se va stabili tratamentul, doza și regimul de administrare. Ministerul Sănătății a introdus această reglementare cu scopul de a combate mortalitatea cauzată de aceste maladii. Peste 1300 de pacienți cu diabet zaharat, inclusiv copii, urmează tratamentul cu insulină și aproape 270 sunt diagnosticați cu diabet insipid. Lupta anticorupție este obiectivul de bază în formarea și dezvoltarea unei societăți sănătoase și puternice. Astfel au fost încheiate 6 acorduri de parteneriat în eficientizarea activităților anticorupție în sectorul public, cu mai multe localități beneficiare ale proiectului. Transparența și responsabilitatea autorităților publice prin activități comune ale mass media și ONG-urilor locale și regionale. Printre ele se numără orașele Telănești, Criuleni, Călărași, Cimișlia, municipiul Bălți și Rezina. Prioritatea proiectului constă în eficientizarea luptei împotriva corupției în sectorul public prin elaborarea și implementarea 6 planuri de prevenire a corupției la nivel local în 6 unități teritoriale administrative din Republica Moldova. Proiectul este implementat în perioada 2015-2016 și este implementat în 6 localități, unități administrative teritoriale din Republica Moldova. Este vorba de Rezina, pe unde ne aflăm acum, este vorba despre municipiul Bălți, este orașul Cimișlia, este raionul Criuleni, raionul Telenești și raionul Călăraș. Deci nu ne dorim în aceste localități, fie la nivel local, dacă e vorba despre oraș, fie la nivel raional, dacă e vorba de raion, să elaborăm și să implementăm 6 strategii anticorupției locale, care vor fi elaborate în viitorul apropiat, și echipele formate de către ONG-uri și mass media locale vor avea ca sarcină să monitorizeze timp de o an de zile implementarea acestor strategii și să implementeze anumite activități care ar aduce la prevenirea corupției la nivel local. Aceste 6 echipe de ONG-uri mass media vor primi câte un grant financiar în valoare de 6.000 de euro și în fiecare localitate ei vor avea sarcina să implementeze activități anticorupție și să monitorizeze implementarea acestui plan local anticorupție. Noi am întâlnit și vedem o deschidere din partea autorităților publice față de acest proiect în general și față de instruirile noastre în particular. Autoritățile publice de obicei sunt foarte deschise, ei doresc și înțeleg importanța acestor activități pe care le implementăm noi. Toți își dau seama și realizează cât de importantă este implementarea activităților de prevenire a corupției, activităților anticorupției și peste tot unde am mers am văzut că autoritățile publice locale înțeleg cât este de important ca flagelul corupției să fie combătut pentru o dezvoltare continuare a localităților lor și a țării în general. Este un proiect din punctul meu de vedere util, pentru că cred că este pentru prima dată când jurnaliștii, funcționarii publici și ONG-știi sunt invitați să stea la aceeași masă și să vorbească despre problemele comune pe care le au. Problemele comune sunt cele cunoscute de noi toți. În primul rând este vorba de corupție și de lipsa accesului la informații. Iar acest proiect vine tocmai să demonteze această schemă sovietică pe care am moștenit-o, să convingă autoritățile publice locale, în primul rând, că o colaborare cu jurnaliștii și cu ONG-știi în beneficiul societății este una care este în standardele Uniunii Europene, așa s-au creat societățile care astăzi sunt civilizate. Și prin asemenea proiecte noi pur și simplu încercăm să aducem această practică, să o implementăm în Republica Moldova și în paralel să diminuăm proporțiile corupției, să instruim într-un fel funcționarii publici și jurnaliștii cum să
identifice subiectele sensibile la corupție și cum să curme acest flagel care ne macină societatea. Eu cred că un impact va exista, indiferent cât de mare va fi, pentru că în momentul ăsta evident că nu ne putem da seama, dar un impact cu siguranță se va vedea, pentru că eu văd care este reacția oamenilor care participă la aceste discuții. De exemplu, vedem că sunt oameni destul de activi care încearcă să înțeleagă unde au greșit și încearcă această formă de îmbunătățire a lucrurilor, de înțelegere a mesajului că toate cele trei tabere, funcționarii ONG-știi și jurnaliștii, sunt în serviciul cetățeanului. Și lucrul ăsta deja este, dacă există o înțelegere, ajungem la o concluzie că există o înțelegere la nivelul raioanelor prin care am fost, că fenomenul ăsta este unul benefic, atunci deja este un succes. Experiența unor asemenea practici este binevenită, susțin participanții proiectului. Acest eveniment care se desfășoară în parteneriat cu Primăria orașului Rezina sunt binevenite. Este deja al treilea eveniment. Se are în vedere un proiect ce ține de diminuarea corupției. El se numește Atac la Rezina, acest proiect, ceea ce ar însemna anticorupție, transparență, atitudine față de calitatea actului de guvernare. Și acest proiect, după noi, poziționează și autoritățile publice la un nivel mai înalt de prestare a serviciului și de consolidare a calității actului de guvernare, dar totodată urmărim ca cetățenii să fie mai proactivi, pentru că conform legii din 2008, ce ține de transparența decizională, ei au dreptul de a participa la ședințele consiliilor locale, mai ales cu ajutorul mass mediei, care facilitează acest proces. Și eu cred că este un început bun, pentru că deja noi simțim deschiderea autorităților publice din primărie, mă refer la primărie, la funcționarii publici, față de informația de interes public. Deja cu succes monitorizăm și achizițiile publice, oare scopul fundamental al achizițiilor publice este de a îmbunătăți infrastructura într-o localitate, confort, de a asigura confort cetățenilor și a spori calitatea vieții. Oare asta este destinația fundamentală a banului public și cum ei sunt cheltuiți, are dreptul să afle orice cetățean simplu al localității respective, pentru că toți ei sunt contribuabili și prin aportul, efortul lor, plătind impozite, taxe, dar și prin votul, într-un exercițiu al democrației reprezentative și participative, ei deleagă acest drept și ei sunt suveranul puterii și, în concluzie, ei sunt arbitrul principal de a controla calitatea actului de guvernare, care trebuie să fie în permanență focusată pe nevoile cetățeanului. Scopul acestui proiect este prevenirea corupției în mediul autorităților publice, instruirea funcționarilor și demnitarilor publici și de a respecta legislația în așa fel ca să fie exclus orice caz de corupție, de conflict de interese în care să fie implicați angajații autorităților publici, funcționari, demnitari de toate rangurile. Dacă lumea va înțelege și vom implementa aceste cunoștințe în practică, noi am ajunge ca în Rezina fiecare leu din haznaua publică să fie folosit eficient în interesul cetățenilor, a orașului
și nu în interesul cuiva aparte. Eu cred că în urma acestui proiect, noi, în societatea noastră la Rezina, impactul va fi unul pozitiv. Pentru că până acum, din cât știu, n-a mai fost așa ceva, adică autoritățile publice locale erau închise față de mass media, tot ce se făcea cetățeanul nu știa, nu știu, dar din informația pe care o dețin, nu s-au făcut nici dezbateri publice, nici audieri publice, adică era foarte greu să obții o informație veridică. Și cred că acest impact va fi unul pozitiv și va da rezultate bune. Dar este și de datoria noastră a societății civile să ne implicăm cât mai mult, să fim mai activi ca aceasta să dea rezultate. Proiectul Transparența și responsabilitatea autorităților publice prin activități comune ale mass media și ONG-urilor locale și regionale este pus în practică de Centrul Contact în 6 unități teritoriale administrative din Republica Moldova, totul cu suportul financiar al Uniunii Europene. În cadrul seminarelor au fost examinate temele implementarea și monitorizarea politicilor de prevenire a corupției la nivel local în parteneriat cu ONG-uri și mass media și planul anticorupție și părțile componente, jurnalismul și mass media în monitorizarea planurilor anticorupție. Acțiunea vine să consolideze rolul societății civile și mass media în monitorizarea și prevenirea corupției la nivel local în Republica Moldova prin formarea platformelor comune ale ONG-urilor, instituțiilor media și autorităților locale de a dezvolta și promova inițiative participative. We'll be right back.